Hai să trăiți bine. Este o oră matinală, la început de săptămână. Ne aflăm în prima zi, luni, și am decis să creez un nou filmuleț. După cum vedeți, am ochii umflați de la somn. Abia ce m-am trezit, îmi beau cafeaua în timp ce vă voi povesti unele chestii care vin ca și o completare la o afirmație pe care am făcut-o în prima apariție atunci când spuneam că o parte din comunitatea de români de la Chicago, dar nu numai, din punctul meu de vedere, are un ghimpe împotriva mea. Până să intrăm în cuprinsul filmulețului de astăzi, să vă spun că intenționez să creez, pardon, un set de apariții legate de problemele pe care orice emigrant le întâmpină atunci când dorește să se stabilească în SUA. Să procedăm către cuprinsul filmulețului și vreau să vă spun încă de la început că urmărind postările unor vlogger de pe tărâm american, cu toții s-au plâns de relația socială pe care au cu românii, cu comunitatea românească și nu de puține ori aceștia au afirmat că este mai bine să îți vezi de ale tale și să îi lași pe românii cu ale lor, cu acele obișnuințe, acele tradiții pe care le-au împământenite în creier de ani și ani. Parcă nu putem să ne debarasăm de anumite probleme ce nu mai sunt de actualitate și acum, având posibilitatea să trăim într-o democrație destul de solidă, totuși nu dorim să ne schimbăm mentalitatea. Să nu o luați ca o critică, este o părere a unor vlogger care au postat diferite filmulețe pe YouTube, aceștia viețuind în SUA și după ce au luat contact cu comunitatea românească, au tras niște concluzii. În primii ani de viață pe tărâm american, acum vorbesc despre mine, am fost activ, am participat la multe evenimente organizate de românii de la Chicago, festivaluri, tot felul de onomastice, evenimente fericite din viața unor persoane și în momentul în care am participat la acestea, am încercat să deschid discuții legate de anumite chestii. Cei ce mă cunosc știu că îmi place umorul și ador ca să, atunci când sunt în compania unei persoane, să mă simt bine. Îmi place să socializez, dar urăsc mentalitatea asta pe care noi românii o avem, vorbim doar despre bani, vorbim doar despre mașini, vorbim doar despre case, vorbim doar despre vestimentație, vorbim despre felul de mâncare, de modul în care cineva ne-a primit la masă, despre mâncarea pe care ne-a oferit-o și mereu aducem o critică, parcă noi suntem cei mai îndreptățiți să facem acest lucru. Pe mine m-a deranjat foarte mult aceste chestii și capacul peste oală a fost pus de un individ care la un moment dat m-a făcut ticălos sau nesimțit, deoarece în urmă cu câțiva ani, când domnul Iohannis cu domnul Ponta au intrat în cursa pentru șefia de la Cotroceni, s-a organizat acel tur 2 de scrutin și am luat decizia să nu particip la vot. De fapt, nu o făcusem nici la ultimele tururi de scrutin. Nu sunt o persoană care se implică activ în viața politică din România și pentru acest motiv am fost aspru criticat de către o persoană anume. Nu vreau să-i pronunț numele deoarece am eliminat-o din fișa mea de amici sau prieteni, am eliminat-o și din rețeaua de socializare. De fapt, dacă unii dintre voi ați fost curioși, ați observat că pe Facebook am radiat o sumă importantă, o cifră importantă de persoană. Am rămas doar cu persoanele pe care le consider ok și totuși, făcând o altă completare, vreau să vă spun că niciodată nu am cerut prietenia unei persoane pe Facebook. Toți cei ce fac parte din lista mea de pe Facebook, ei au venit și nu eu i-am invitat. Ei mi-au cerut prietenia, așa cum se spune pe Facebook, chiar dacă nu sunt de acord cu acest termen. Ok, m-am revăzut cu persoane minunate, dar aceasta este o altă discuție și nu vreau să deviez de la subiect și să revin la ceea ce afirmam mai devreme, în momentul în care vă spuneam că acea persoană m-a făcut ticălos și nesimțit.
Eu, dacă aș fi politician, aș da o lege în România și aș interzice românilor care stau în afara țării mai mult de 2 ani să nu mai aibă drept de vot, pentru că tu, în momentul în care te rupi pe o durată mai lungă de timp de problemele societății din România, nu mai ești în măsură să decizi viața persoanelor care locuiesc pe teritoriul țării natale. Astfel, eu aș da o lege și le-aș interzice tuturor dreptul de vot, pentru că nu de puțin ori cei de acasă, sau mai bine spus din România, ne-au acuzat că noi le-am hotărât soarta și le-am ales un președinte pe care ei nu l-au dorit. Sau le-am ales niște parlamentari pe care ei nu i-au vrut și știți bine ce s-a întâmplat și după ultimul tur de scrutin, acele scandaluri din presă și de la televiziune, nu puțin români au fost ce au adus critici diasporei și din acest motiv eu am luat hotărârea ca să nu mai particip la niciun tur de scrutin. Acea persoană ce m-a bălăcărit, din punctul meu de vedere, nu a avut dreptate, pentru că tu nu ești în măsură, neparticipând la viața activă din România, să hotărăști soarta unor persoane, chiar dacă românul vine cu acele completări, pe știți care e problema. Eu cred că, trăind într-o țară democrată, am învățat multe chestii și știu ce este mai bine pentru țara natală. Părinții mei trăind acolo, sora mea, bunicul meu, prietenul meu, și vreau să le dau un vot, un vot bun, pentru că eu consider că am luat multe chestii din democrația în care viețuiesc și știu ce trebuie să aleg. Eu nu sunt de acord cu această afirmație pe care unii o fac. Eu spun că cetățenii ce locuiesc pe teritoriul României ar trebui să-și aleagă reprezentanții și nu cei din diaspora. De aici s-a născut și această problemă pe care eu o am cu comunitatea românească. Nu am un ghimpă împotriva românilor, din contră, amicii și prietenii mei sunt tot români, dar nu mai particip activ la evenimentele ce se organizează în cadrul comunității românești de la Chicago, care cuprinde o cifră de 250-300 de mii de persoane. Nu suntem o comunitate reprezentativă, deoarece se știe faptul că polonezii sunt la mare putere în zona Illinois. Ei sunt mai mulți aici decât în Varșovia. Este o chestie ciudată, dar așa, asta este adevărul. Din informațiile pe care le am, comunitatea poloneză cuprinde 2 milioane sau chiar 3 milioane de persoane. Indienii, mexicanii sunt iar reprezentativi aici, astfel că noi cu 200-300 de mii de persoane nu reprezentăm o forță puternică în cadrul clasamentului al comunităților care viețuiesc pe tărâmul statului Illinois. Cam atât pentru filmulețul de astăzi. Am să încerc în weekend să postez un nou videoclip, chiar dacă la Chicago se anunță un val de ninsori, un val de mai puternic decât cel ce s-a înregistrat în urmă cu 24 de ore, când pe tărâmul statului Illinois s-a așternut un strat proaspăt de zăpadă. Știți cu toții din informațiile pe care le aveți de la prieteni, rude, amici, că pe tărâm american, mai ales în zona statului în care locuiesc, iernile sunt destul de aspre, avem frig foarte mult. Anul acesta se pare că totuși este un an în care zăpada nu și-a făcut foarte des apariția, dar încă iarna nu s-a sfârșit. De multe ori iernile durează chiar și până în aprilie-mai, astfel că mai este timp să ne delectăm cu straturi uriașe de zăpadă. Ieri am postat un videoclip pe canalul de YouTube, alcătuit din câteva poze pe care le-am realizat în ultimele zile. Unele datează chiar și de din anii trecuți. Am alcătuit un videoclip din fotografii și dacă doriți să-l urmăriți, îl găsiți pe acest canal. Nu sunt un profesionist în ale realizării în domeniul foto, am să încerc să mă pun la punct în următoarea perioadă, deoarece doresc să achiziționez un aparat foto mai de calitate, să încep să studiez câteva tutoriale legate de realizarea unor fotografii și să îmbunătățesc calitatea filmulețelor pe care le postez, deoarece deocamdată filmez cu telefonul personal, un telefon care nu este chiar de generație nouă. Cam atât pentru astăzi, se apropie timpul să
mă îmbarc către muncă, chiar dacă nu este o expresie foarte corectă, altceva nu mi-a venit în minte să spun acum, deci practic trebuie să purcet către locul de muncă unde mă așteaptă o zi destul de activă. Săptămâna aceasta se anunță una dificilă și trebuie să îmi conserv forțele destul de bine. Cam atât pentru astăzi, așa cum spuneam, până data viitoare, numai bine!